taxe mai mari pentru bogați și beneficii pentru cei cu venituri reduse și medii, o dezbatere care a acaparat spațiul public și care a antrenat două tabere de opinii și la Pașcani. În timp ce cei mai mulți sunt de părere că impozitarea bogăției ar fi o soluție pentru a găsi o sursă suplimentară de finanțare pentru majorarea pensiilor și salariilor începând de la data de 1 ianuarie 2022, sunt și câteva voci care iau în considerare raționamentul unei astfel de decizii în cazul celor care au reușit să se îmbogățească pe baza meritului personal. De acord cu impozitarea suplimentară a bogăției, adică taxe mai mari pentru cei bogați. Mami, foarte bun să ridic ca să îmbogățească. Ei să îmbogățească, nu noi. Pe noi ni stoași de tot de acum. De două luni de zile fac și guvern. Cine fac și guvern? Cred că ar fi destul de ok. Cred că ar fi normal. Să nu jupească pe ăla săracul, nu și ăla bogatul. Oarecum, nu chiar 100%. De ce nu? Pentru că sunt oameni care muncesc pentru bogăției lor, sunt oameni care le capăt în mod fraudulos. Și atunci nu poți fi puși la un loc. Da, și mai mici pentru noi, oamenii de rând. Da. Mm-hmm. Altceva? Din ce? Care ar fi motivul? Adică? Păi, pentru că este de unde, nu? Sigur că da. De ce nu? De ce nu? De ce nu? Pentru că nu? E bun. Nu. De ce nu? Da, ce, ei și-au făcut treaba lor. Fiecare face cum poate. Știu ei mai bine ca noi. Ei știu mai bine că dacă are, zice, să-i mai luăm și cât are. Da, pentru cei bogați, da, pentru noi săraci. E bine. De ce? Nu pot să argumentez. De multe ori acele avere sunt făcute cum sunt făcute. Și există un semn de întrebare. În punctul meu de vedere, acum... Perfect. De ce ar fi o decizie bună? Pentru că cei bogați, e prea mare diferență între bogați și săraci. Și ar trebui să le ia. Pentru că sunt exagerați. Ideea ca cei care dețin vile impresionante cu piscină, mașini de lux sau iahturi să fie ținta unor taxe mai mari a fost adusă în discuție publică de către PSD, care condiționează participarea la guvernare cu PNL prin introducerea unor noi măsuri, printre care se numără și aceasta. Taxarea bogaților a fost propusă de social-democrați și pe fondul unui viitor val al scumpirilor, care ar pune și mai multă presiune pe cei cu venituri reduse, în timp ce pentru cei bogați scumpirea facturilor la gaz, electricitate și chiar alimente ar rămâne o cheltuială insesizabilă. Concret, în România, salariul minim brut pe economie este de 2300 de lei, însă net acesta ajunge la 1386 de lei. Din această sumă, românii trebuie să plătească facturile, să acopere cheltuielile pentru transport, cele pentru alimente și, acolo unde este cazul, cheltuielile legate de copii. În acest context, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat joi, 11 noiembrie, într-un editorial pe Digi24.ro, principiile care stau la baza taxei pe bogăție, susținută de social-democrație. Realitatea imposibil de negat este că pandemia a adâncit inegalitatea socială. În primul an al crizei, oamenii cu venituri reduse au fost în primejdie să-și piardă locul de muncă și salariul. În cel de-al doilea an, ei văd cum, cu venituri practic înghețate, sunt obligați să reziste în fața unui uragan devastator al scumpirilor. Cei bogați, în schimb, au trebuit să se restrângă mult mai puțin. Majoritatea și-au recuperat în 2021 pierderile din anul precedent, iar dacă încă nu s-a întâmplat asta, cu siguranță nu s-au gândit să renunțe la și încălzi apa piscinei de teama facturii la energie, a scris Marcel Ciolacu. De cealaltă parte, Florin Câțu de la PNL a declarat că nu ar trebui impozitată averea acumulată prin muncă cinstită. Problema adresată de social-democrați pune în discuție și modul în care se situează România în raport cu alte țări, în contextul în care taxarea marilor averi este o practică care este deja cunoscută la nivelul Europei.